Au mai rămas câteva zile până când vom vedea împreună performanțele pe care ni le va oferi noua gamă de procesoare de la Intel, familia a 8-a sau nume de cod Coffee Lake. Vom vorbi la data respectivă despre performanțele acestei serii prin intermediul unui video review în care vom testa la sânge această nouă gamă de procesoare. Astăzi ne vom concentra atenția pe suportul pentru aceste procesoare, mai concret spus plăcile de bază cu chipset din seria 300. Pentru a vedea ce ne oferă această serie, prietenii noștri de la Gigabyte ne-au pus la dispoziție un model Z370 din gama Aorus. Salut! Eu sunt Madalin, iar această videoprezentare este dedicată plăcii de bază Aorus Z370 Gaming 7. De la bun început aș vrea să vă spun că dacă doriți să faceți trecerea de la o familie anterioară la seria 8 Coffee Lake, va trebui să schimbați în totalitate platforma. Z370 nefiind compatibilă cu procesoarii din seria A6 sau A7 și invers. Procesoarele din seria Coffee Lake nu sunt compatibile cu plăci ce dispun de chipset 100 sau chiar 200, nici prin intermediul unui update de BIOS. Întorcându-ne la placa noastră de bază și la Z370, nu ar trebui să vi-l închipuiți ca pe un chipset nou ce aduce funcții în plus, diferențele față de Z270 fiind infime. Dar înainte de a vorbi despre acestea, haideți să aruncăm o privire în cutia produsului pentru a ne familiariza cu accesoriile ce vin pe lângă placa de bază. Așadar avem un manual de utilizare, CD-ul cu drivere și utilitare, un bridge SLI-HB, 4 cabluri SATA, IO Shield, un conector pentru benzi RGB, 2 cabluri cu senzor de temperatură, 2 benzi Velcro pentru wire management și Gigabyte G-Connector. Aorus Z370 Gaming 7 este dotată cu 3 sloturi PCI Express, unul 3.0x16, unul 3.0x8 și unul 3.0x4, pe care puteți monta două plăci video în SLI sau Crossfire X pentru adepții sistemelor multi-GPU și 3 PCI Express x1 pentru plăci de sunet, tunere, plăci de rețea, etc. În cazul în care veți monta două plăci video în SLI sau Crossfire X, acestea vor funcciona, normal, în mod OR8. Spre deosebire de modelele Z270, Aorus Z370 Gaming 7 suportă profile XMP de până la 4133 DDR4, frecvența implicită fără XMP fiind 2666. Placa de bază mai este dotată cu 3 sloturi M2 destinate SSD-urilor cu suport NVMe, 2 cu lungime de până la 110 mm și unul, cel din partea inferioară a plăcii de bază, de până la 80 de mm. Tot la capitolul stocare, ar mai trebui menționat că cei de la Gigabyte au renunțat la porturile U2 și cei 3 conectori SATA Express disponibili pe Z270X Gaming 7, pentru unitățile de stocare tip hard disk fiind disponibile 6 porturi SATA 3. Fiind o placă de bază destinată gamerilor și entuziaștilor, cei de la Gigabyte au montat în colțul din dreapta sus butoane de power, reset, clear CMOS, overclocking, Echo, iar în partea inferioară regăsim cele 4 debug LED-uri pentru o diagnosticare cât mai rapidă în cazul apariției anumitor probleme. Soluția audio disponibilă pe modelul ce se derulează în fața voastră este una extrem de ok, ce va genera un sunet foarte clar atât în timpul sesiunilor de gaming, dar și când ascultați muzică sau vă uitați la un film. Aceasta are la bază chipul Realtek ALC1220, de filtrare acestuia ocupându-se condensator japonez Nichicon. Și cu acest model, cei de la Gigabyte rămân în zona trendului iluminării RGB. Aceasta este disponibilă pe întreaga suprafață a plăcii de bază, nefăcându-se prin intermediul unor benzi, ci pur și simplu prin LED-uri aplicate pe placă în formă de matrice. Acestea pot fi controlate direct din BIOS sau prin intermediul softului proprietar Gigabyte, denumit RGB Fusion, putând da culori diferite pe cele 7 zone disponibile. Iar în cazul în care considerați că vreți să treceți la următorul nivel și vreți mai multă lumină în sistemul vostru, puteți adăuga două benzi cu iluminare RGB prin intermediul celor două headere dispuse, unul în partea superioară și cel de-al doilea în partea inferioară a plăcii de bază. Înainte de concluzii și încheiere, cred că ar mai trebui menționate headerul USB 3.0 și cel USB 3.1, disponibile lângă mufa de alimentare, dar evident ar trebui să aruncăm și o privire în zona IO Shield-ului.
Așadar, avem un conector PS2, 5 conectori USB 3.1 generația 1, un conector USB 3.1 generația a doua, un conector USB 3.1 generația a doua Type-C, un DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, 2 conectori RJ45, 5 conectori audio jack și o ieșire optică SPDIF. Partea de rețea, conexiunea la internet pe românește, se poate face prin intermediul celor două porturi pe care le aminteam un pic mai devreme, ce dispun de chipuri Killer E2500, respectiv Intel Gigabit. Pe lângă toate aceste dotări, pe care și le dorește orice împătimit de tehnologie, disponibile pe Aorus Z370 Gaming 7, mai avem 8 conectori pentru sisteme de răcire, ventilatoare, water pumps sau soluții all-in-one și 9 senzori de temperatură montați pe placa de bază. Concluzii. Diferențe între Z370 Gaming 7 și Z270X Gaming 7 nu sunt, indiferent că vorbim de design sau implementări. Într-adevăr, layout-ul este un pic mai aerisit, tematica culorilor este un pic mai sobră, dar per ansamblu avem cam aceeași placă de bază, ce atenție este compatibilă doar cu procesoarele din seria Coffee Lake. Sunt mai mult decât sigur că se va crea un pic de confuzie pe piața plăcerilor de bază, având în vedere că și seria 8 de procesoare Intel împărtășește același socket 1151, dar la momentul filmării acestui review este clar un lucru. Procesoarele din gama Coffee Lake nu vor fi compatibile cu plăci de bază cu chipset serie 200 sau 100, iar plăcile de bază cu chipset seria 300 nu vor fi compatibile cu procesoare Skylake sau Kaby Lake. Ar trebui să țineți cont de acest lucru în momentul în care vreți să vă construiți un sistem de la zero bazat pe această serie sau pur și simplu doriți să faceți un upgrade rigului vostru. Aceasta a fost prezentarea plăcii de bază Aorus Z370 Gaming 7, produs disponibil în site-ul PC Garage, accesând linkul din descrierea acestui clip.